Aerul poluat este departe de grijile cotidiene ale mehedințenilor. Asta deoarece, conform măsurătorilor zilnice, calitatea aerului se încadrează în parametrii normali. Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți a fost dotată în anul 2008 cu o stație fixă de monitorizare a calității aerului de tip industrial, care face parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Această stație evaluează influența activității industriale asupra calității aerului și a fost amplasată pe platformă industrială în partea de sud a orașului. Poluanții monitorizați la stația fixă automată sunt dioxidul de sulf, oxizii de azot, monoxidul de carbon, ozonul, covurile, precum și pulberile cu fracțiunea PM10 și PM2,5. În baza datelor obținute din monitorizarea acestor indicatori, se stabilește zilnic un indice general de calitate a aerului, care este cuprins între 1, excelent, și 6, foarte rău. Până în prezent, acest indice nu a fost mai mare de 4, care este mediu, acesta fiind dat în perioada de vară de concentrația crescută a ozonului, iar în perioada de iarnă de pulberi ca urmare a încălzirii domestice. Se pare că nici firmele care își desfășoară activitatea pe raza județului nu atentează la ceea ce înseamnă calitatea aerului în Mehedinți. În ultima jumătate de an nu au fost date sancțiuni cu calitatea aerului, aparaturile noastre nu au detectat depășiri ale parametrilor normali. Iar mehedințenii simt că respiră într-adevăr aer curat. Unele locuri au devenit în ultima perioadă oaze de verdeață, iar autoritățile au luat la nivelul întregii țări măsuri pentru diminuarea poluării aerului din cauza noxelor de la mașini. Față de alte orașe, mie mi se pare la noi chiar cel mai bine. Ați pentru fost că... și în alte orașe și ați văzut diferența. Bineînțeles, și pe noi ne ajută mult și Dunărea. Foarte mult, oricum. Aerul de la noi, de când nu mai... sunt cei de la combinat, e chiar bun, nu mi se pare ceva deosebit, spre rău, nu, Doamne ferește. Vi se pare că avem și destule spații verzi? Sunt spații verzi și încă văd că mai fac. Ei caută totdeauna să asigure și curățenia. Foarte curat. De ce spuneți asta? Pentru că se simte că este curat... în comparație cu ce era înainte poluat de combinatul chimic, care era un agent poluant foarte mare. Cât de important este să respirăm un aer curat? Uitați-vă la orașe cum în Petroșan, care nu are aer curat, pentru că este degajerile de la mină. Conform studiilor efectuate în timp de medici, după tutun, poluarea este cea mai nocivă asupra sistemului respirator. Numărul anual de decese cauzate de poluare, 7 milioane, îl depășește pe cel cauzat de război, crime, tuberculoză, HIV, SIDA și malarie la un loc, susțin asta experții.